ultima ta dorință? Să-mi dai banană că să pot să dau eu cu el. Cu o singură condiție. Care? Să stai în cap, să dau eu cu el la cap. Ce se întâmplă aici? Toată lumea în bânci. Froile a zis să treci în bancă, tu n-auzi? Ce te bași tu? Eu rămân la tablă, pentru că știu că o să îmi ziceți să trec la tablă, să mă ascultați, ca să-mi dați doi. Ei, uite că nu te ascultați. Vă mulțumesc din suflet. Sunteți foarte bună și foarte frumoasă. Vă admir și vă respect cu teamă. Asta înseamnă că ne berdași la toate orele? Azi nu ascult pe nimeni. Știu eu despre ce este vorba. Sunteți în grevă, Fräulein, nu-i așa? Nici. Greva de avertisment a profesorilor din învățământ. A, exact. Am auzit și eu la televizor. Profesorii sunt nemulțumiți că n-au primit măriri de salarii. Așa și ce înseamnă greva asta pentru noi? Îmi explică și mie cineva odată? Nu se pun noi pe catalog și nici nu se predau subiecte noi. Păi și noi ce facem toată ziua, Fräulein? Faceți ce vreți. De când vreau să fac asta? Tino, ce faci? Păi n-a zis dumneavoastră să facem ce vrem? Eu nu vreau să-i dau lui Daniel un manual. Ai nu te-a scăzută la purtare în momentul ăsta. Fräulein, ce vrei să faceți? Să treceți nota în catalog? Bineînțeles. Fräulein, eu zic să vă mai gândiți. E grevă și nu să trec note în catalog. Așa e, Fräulein. Vreți să fiți tocmai dumneavoastră spărgătoarea de grevă? Nu sunt spărgătoare de grevă. Păi, pentru asta nu puteți să-i puneți nota 2 în catalog lui Dino. Exact, nu puteți să-mi puneți 2, pentru că ce au zis ele? Fräulein, am înțeles eu bine, dacă cineva îți dă cu mâna în cap, nu-i puneți 2? Azi nu. Azi nu. Ce? Faceți ce vreți. Dar știu cine ești. Am recunoscut după voce, Georgina. Și ți-vă și pantofii. I-am recunoscut. Da. Dar n-am dat nicio dovadă că eu sunt. Așa că fiți atenți la ecran. Poftim, nu mai auzi ce zic. Am zis că planul e următorul. Mai zi odată că tot nu se aude. Oh, ce mă enervați. Am zis că planul este să dăm un telefon anonim. Am făcut rost de numărul criminalului. M-am uitat în telefonul Mirunei. Foarte bine. Acum trebuie să-i dăm un telefon. Ce înseamnă telefon anonim? Să vorbești cu voce groasă și să nu-i spui cum te cheamă. Înțeleg. Iar el nu o să știe cine ești. Exact. Tu sună și eu spun ce să zici. Alo, bună ziua. Nu așa, cu voce groasă. Bună ziua. Și mai groasă. Bună ziua. Știu de-ai făcut una trecută. Mă întreabă cine sunt. Zic că e secret. Sau mai bine dă-i nume fals. Sunt Scufița Roșie. Cum mă, Scufița Roșie? O să-mi creadă că e o păcăleală la telefon. Mi-a venit anume fals. Sunt Scufița Roșie și știu ce-ai făcut luna trecută. Îți recunoști fapta? A recunoscut? Da, am reușit. A recunoscut, am uitat pe Monicuță. E clar. Își bate joc de noi. Închide repede. Da, sunteți amândouă niște catastrofe. Bine că nu ne-a recunoscut cine suntem. Elena, sună-te înapoi. Nu se poate. În filme nu se întâmplă așa, trebuie să rămânem anonimi. Deșteaptă! Ne-a văzut numărul când am sunat noi. Acum ce facem? Dă mobilul, trebuie să eliminăm urmele. Ce-ai făcut? I-a aruncat mobilul pe ce? Păi trebuia să elimin urmele. Eu cred că tu habar n-ai ce înseamnă cuvântul ăsta. Da, mulțumim, fetelor. Hai, bine, mă, dar nu mai învățam. Bagă mâna pe el. Cum să bag mâna pe ce eu? Tu le-ai lăsat. Îl recuperezi. Ce faci acolo? Ce? Nu, ești acolo, te rog. Nu, mă, nu trage apa. Cum trage apa? Păi, frumos. Voi așa faceți la voi acasă. S-a
lași timp lăsa jos manualele. Piua! Piua toată lumea! Facem pace! Dar de unde știu eu că n-o să ne atacați din nou imediat după pauză? Așa, și eu mani cu dace. Război în 101 și 102, apoi pauză până în 105 și din nou război în 105 și 106. Vom negocia și vom accepta cu toții această pace. Să-i spunem pacea de la ora a doua. Cine poate să ne spună ce înseamnă să faci pace? Cine se pricepe la istorie? Miki, ea a fost la olimpiada de istorie. Miki, vino la catedră și explică-ne ce trebuie să facem. În primul rând, să acceptăm dezarmarea ambelor tabere. Adică să predăm manualele? Exact, așa au făcut rușii și americani la finalul războiului rece. Nu înțeleg, rușii americani se bătă tot cu manualele? Nu, au acceptat să distrugă mare parte din arsenalul nuclear, adică bombe atomice. A înțeles toată lumea? Am să vin pe la fiecare bancă și am să strâng manualele. Următorul pas pentru răsăbirea păcii în clasa noastră este să facem schimb de prizonieri. Ne-o dați pe Cami și vă dăm pe Elena. Gata și schimbul, acum ce facem? Cine a câștigat războiul? Ce contează cine a câștigat? Nu mai este război. Contează pentru că cei care au pierdut trebuie să plătească învingătoriu tribut sau peșcheș, cum făcea de exemplu Ștefan cel Mare. Ce te spui acolo? Pe Ștefan cel Mare nu l-a bătut nimeni, nici măcar părinții lui când era mic. Așa crezi? Atunci cum îți explici că plătea tribut? Îți spun eu. Când veneau turcii, ne luptam cu ei. Când vedeam că pierdem, Ștefan strigă piua. Exact cum a făcut Dinu. Deci trebuie plătit un tribut. Ce tribut cere tabăra mingătoare? Ce să cerem? Aur? Pietre? Diamante? Un sandwich. Prea puțin, un sandwich la fiecare oră. Bine, s-a stabilit și tributul. Acum să lăsăm pacea să domnească până la următoarea oră, măcar. Hai toată lumea, învinși și învingătorii să-și dea mâna. Nu trebuia să fii la școală ora asta? Fraulein e în grevă. Mamă, ce mă enervez. Deci am mâncat crede degeaba că oricum se făcea școală? Ne poți ajuta cu problema asta? Cum îl facem să recunoască? Crezi că e nebun să recunoască? Nu se recunoască niciodată. A fugit de la locul accidentului. Deci ar face orice ca să scape. Și atunci ce facem? Întâi și întâi trebuie să băgăm puțin frica în el. Surioară! Ce e, ți-e rău? V-am zis să nu-l deranjați, lăsați-l să se odihnească. Nu, nu mi-e rău. Vreau să-mi aduci caietul de mate, o farfecă lipit și un ziar de la tata. O să-i trimite o scrisoare cu următorul mesaj. Știm de accident, vrem bani. Dar nu vreau bani, vreau doar să fie pedepsit. Sofia, crede-mă, că așa se procedează. Îi dăm o întâlnire și când vine cu banii să ne cumpere tăcerea, o să avem dovada clară că el e vinovat. Deci nu-l șantajăm. Nu, doar îl păcălim. Poftim caietul de mate și farfecă. Ziarul ăsta de sport e bun? Nu contează, că nu s-o să citesc. Dar atunci la ce trebuie? O să decupez literele mari din titluri și o să le lipesc pe caiet. Dar nu e mai simplu să scrii de mână sau la calculator și să scoți la imprimant? Știu eu mai bine, așa se face ca să inspir frica. Ia, dă-mi farfeca. Viața mea în halul ăsta. Haideți să jucăm ceva, să trec orele mai repede. Orice e mai bine decât statul degeaba. Haideți să jucăm fazan. Ce e la fazan? Tu până la vârsta asta n-ai jucat niciodată fazan? Ai trăit într-o peșteră până acum? Mai bine mi-ai explic cum se joacă. Fii atentă, zi un cuvânt. Orice cuvânt? Orice cuvânt. București. N-ai voie nume proprii, doar substantive comune.
A, atunci zic cuvântul școală. Școală, da? Da. Care sunt ultimele două litere? L. L. Iei ultimele două litere și încerci să formezi un cuvânt. Lăcustă. Tă. Tămâie, zic eu. Înțelegi? Gimnastică. Stop. Operație. Oprește-te! Lasă-mi să-ți explice până la capăt regulile. Scopul jocului este să-l închizi pe cel care urmează după tine. Cum adică să-l închizi? Adică să-l închizi, să zici un cuvânt și să nu mai poată forma alt cuvânt. Ca să înțelegi mai ușor, îți voi da un exemplu. Hai să jucăm noi două. Zic eu prima. Bunic. Icre. Restaurant. Vezi, nu există niciun cuvânt cu nt. Ai f. Dacă te mai închide odată, o să ai fa. Iar când ajungi la fazan, ai pierdut. Haideți să mai jucăm încă o dată. Cine începe prima? Hai că încep eu. A. Cum adică A? Nu mai înțeleg nimic. Of, nimic nu știi. Trebuie să zici stop. De ce să zic stop? Pentru că ea zice în gând alfabetul și se oprește când zici tu stop. A, ok. A. Stop. I. Icre. Restaurant. Iar restaurant. Nu apuc nici să zic două cuvinte, că Pet zice imediat restaurant. Bine, promit că dacă am cuvânt cu re, nu mai zic restaurant. Nu uita că ai promis. A. Stop. Ibric. Icre. Nu uita că nu ai voie să spui restaurant. Regulament. Așa da. Iară nătă, eu nu mă mai joc, voi vă bateți joc de mine. Știm de accident, vrem bani. Gata. Îți mai trebuie ziarul? Îmi zea tata la fond. Aoleu, o să te certe că ai făcut franjul ziarul. Dar la ce trebuie? Vrea să vadă numele câștigătoare la 6 din 49. Deci, lanțăm-ți o minte, cele 6 numere sunt 5, 15, 27, 28, 38 și 42. 5, 15, 27, 28, 38 și 42. Mă duc să-i spun. Wow, Emil, ce memorie bună ai! Doar te-ai uitat o singură dată la numele câștigătoare și acum le-ai ținut minte. Nu, doar am și o 6 numere la întâmplare. Am plecat, suntem bogați! Ce? Ce tu zici acolo? 5, 15, 27, 28, 38 și 42. Astea sunt numele pe care le-a jucat tata. Suntem milionari! Incredibil! Eu vreau o croazieră în jurul lumii, multe, multe haine și o casă mare în care să am camera mea. Tu ce o să ții din banii ăștia? Sorioară, am o veste proastă. Mai bine stai jos. Ce e zi odată? Am reținut eu greșit numerele. Spune-le tata că n-au ieșit 5 și 15, ci 6 și 16. Nu pot să cred. Suntem săraci în continuare? Croziera mea. Ce voi uitat așa la mine? Crezi că am vrut să le dau speranțe false? Suntem la bogați. Tata a jucat o variantă de 8 numere, printre care 6 și 16. Incredibil. Nu te bucuri? Să nu-mi zici că... Ba da, numerele sunt false. Le-am inventat eu. Sofia, Iustin, mai bine plecați acum. Nu vreți să asistați la ce vei face frățiorul meu. Surioara Emil! Surioara Emil, nu te împălăm! Mai e mult până se sună? Cât e ceasul? M-ai întrebat și acum 2 minute. Și cât era acum 2 minute? Era fără 2 minute. Mai sunt 20 de minute până la pauză. Uf, ce greu trece timpul când nu faci nimic, abia aștept să se sune. Și în pauză, ce să faci diferit de ce faci acum? Ai dreptate, nici în pauză nu mai am chef. Așa e, când în ora nu faci nimic, parcă pauza nu mai are niciun farmec. Vreți să jucăm fazan? Hai mai bine țomanap sau avioanele, orice! Nu mai am chef să mă joc. Vrei să reluăm războiul cu manualele? Nu mai am chef nici de război. Nu-mi vine să cred ce spun, dar îmi lipsește Fräulein. Clasa e mai goală fără ea.
Aveți vreo idee ce să facem până se sună? Nu știu. Ce oră trebuie să avem acum? Istorie. Azi trebuia să ne predea revoluția lui Tudor Vladimirescu. Da, revoluția de la 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, plictisitor, la final moare. Sună interesant. Mai zi. Stai să mă uit în manual. Conducătorul românilor la 1821 a fost Tudor Vladimirescu. S-a născut într-o familie de țărani liberi în jurul anului 1780, în satul Gorjean Vladimir. Treci direct la acțiune, la partea în care căsăpesc grecii. Vedeți? Nu făceam nimic, Rofran, jur! Citeam lecția nouă la istorie! Ne plictiseam atât de tare încât am zis să vedem ce mai ia prin manual. Parcă trece mai repede timpul când faci școală. Mai bine facem ecuații la algebră, mai bine tăcim la istorie, mai bine dăm chiar și lucrare decât să stăm degeaba. Hai să nu exagerăm. Vă rugăm, Fräulein, dați-ne lucrare! Vă rugăm, ca să treacă mai repede ziua! Nu le ascultați, Fräulein, e de vină plictiseala. A, da? Păi vi s-a întâmplit dorința, că ne v-ați încheiat. Guvernul a luat negocierile cu sindicatul. Ura! Am scăpat de plictiseală. Astăzi am vorbit de revoluția de la 1891. Și mă scuză și bunele revoluția de Tudor Vladimirescu. Știm deja, dați pagina, Fräulein. Abia aștept să se sune. Și eu m-am săturat de Tudor Vladimirescu. Manamana. Manamana. Manamana.